Hristos a înviat și bine ați revenit la Bruanheda. Ți-ai pus vreodată întrebarea, bă, eu dacă plec în concediu și iau pistolul după mine, ce fac? Am voie, n-am voie, încalc legea, nu încalc? Ei bine, nu încălcați. Ce faci dacă te cazezi la un hotel, bă, sau la o pensiune? Trebuie să aibă safe, nu trebuie să aibă safe, ce fac? Stați liniștiți, situația este extraordinar de simplă, nu trebuie să vă panicați. Dacă vreți să fiți ceva mai catolici decât papa, mergeți la IPJ-ul vostru de care aparțineți și puneți o întrebare la polițiștii de la arme și muniții și vă vor lămuri ei. Am ca sigur o să vă spună ceea ce vă zic și eu, așa că nu strică dacă mă asculți până la capăt. Eu sunt la hotel acum și poți face două chestii. Întreb la recepție dacă hotelul sau camera ta de hotel are safe, cum este cazul meu. Dacă are safe, e bine. Dacă nu are safe, iarăși este bine, nu este nicio problemă. Dacă are safe, tot ce trebuie să faci este pur și simplu să îți introduci arma în safe și efectiv scapi de grijă. Iei cheia de la safe sau îți memorezi codul, dacă este safe cu cifru, introduci arma în safe. Ai închis. Și pur și simplu ai scăpat de probleme. Dacă nu are safe, iarăși nu este absolut nicio problemă. De ce? Pentru că poți ține arma cu tine. Asta în situația în care ești singur. Te deplasezi singur și nu mai ai pe nimeni cu tine. Cum este și cazul meu. Eu sunt singur în cameră. Atunci când pleci cu familia, ai copiii după tine, recomandarea mea ar fi să cauți un hotel care are camere dotate cu safe pentru valori. Nu este absolut nicio problemă. Ți-ai băgat pistolul acolo, mare atenție la cheie sau la combinația de la cifru, să nu afle copiii, să nu umble pe acolo și ai scăpat absolut de toate problemele. Dacă, în schimb, mergi cu familia sau nu mergi singur și camera de hotel nu are safe, eu, în locul tău, aș opta pentru varianta asta. Să stau singur în cameră. Da? Sau să stau cu cineva de încredere, cineva din familie, cineva în care am 100% încredere, că nu va fi curios să îmi ia pistolul peste noapte și să se joace cu el. Dacă lași acasă, ai scăpat de toate grijile. Sau poate vrei să îl iei cu tine că mergi la poligon, eu știu, să tragi. Nu este absolut nicio problemă. Atâta timp cât respecti regulile de siguranță, te gândești la un set minimum de reguli pentru siguranța armei, pentru siguranța ta, pentru siguranța celor care mai merg cu tine. Da? Deci, dacă faci un exercițiu de imaginație și te gândești, bă, cum ar fi sigur, care ar fi cea mai bună variantă pentru mine și pentru cei cu care merg eu, ca să fie toată lumea în siguranță, mai mult ca sigur vei opta varianta safe-ului, da? În cameră. Dacă nu, atunci te las pe tine să improvizezi, să găsești cea mai bună soluție. Pentru că nu aș vrea să spun, bă, fă aia și să greșești. Da, din punct de vedere legal, că asta sunt sigur că vă interesează pe toți, din punct de vedere legal nu este absolut nicio problemă să mergi la o pensiune, la un hotel, să pleci în concediu cu arma după tine, să o ții cu tine în cameră. În camera ta, majoritatea hotelurilor au cartele de acces în camere, nu mai există cu cheie. Mai sunt și unele cu cheie, da? Că, na, nu s-au dezvoltat toate. Dar, chiar dacă este cu cheie, cheia e la tine, cartela e la tine, nu-ți intră nimeni peste tine noapte. Dacă ai cameră cu cheie, închizi cu cheia noaptea ușa și lași cheia în ușă. N-are cum să intre peste tine. Poate să bage de afară ușa, nu o poate suci. Ce puțin eu așa știu. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți întrebări referitoare la chestiunea asta, adresați-mi-le într-un mesaj privat pe pagina de Facebook Bruanheda. Iar până data viitoare, mulțumesc foarte mult pentru atenție și nu uita, merg aracul cu spatele. Cel mai bine ar fi să găsiți o cameră cu safe. Dacă nu, mare atenție cu pistolul. Doamne ajută, v-am salutat. Ciao!